Polițiștii rutieri maramureșeni au depistat luni 4 bărbați care au condus sub influența băuturilor alcoolice. Bărbații au vârste cuprinse între 35 și 57 de ani, iar în urma testării cu aparatul etilotest, aceștia au avut o alcoolemie între 0,44 de miligrame pe litru și 1,28 miligrame pe litru alcool pur în aerul expirat. Unul dintre cei patru nici nu avea permis de conducere. Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care are o imbibație alcoolică de peste 0,80 grame pe litru alcool pur în sânge sau care la momentul testării cu aparatul etilotest are o valoare de peste 0,40 miligrame pe litru alcool pur în aerul expirat, se pedepsește cu închisoarea de la 1 la 5 ani sau cu amendă.